mulțumesc că vă aflați aici. Îmi doresc să încep prin a-i mulțumi domnului Șoimaru și a colegilor, a prietenilor de la Asociația Alternativa Dreaptă pentru ajutorul oferit logistic. Ei au fost singurii care au dorit să se alăture demersului meu și demersului Russell Kirk România, pe care am fondat-o și o coordonez. Și fără ajutorul lor logistic, nu aș fi reușit să organizez acest concurs de eseuri. Până acum, din impresiile auzite la discuțiile mele despre concurs, oamenii au spus că a fost un succes. Inclusiv soția lui Russell Kirk, care este în viață, când a aflat numărul de eseuri strânse, 17 s-au strâns, a zis că este ceva foarte bun pentru un început de drum. Vom avea o surpriză de la soția lui Kirk, puțin mai încolo. Puțin mai spate, așa, ca să nu stă bun. De ce a fost important ajutorul Asociației Civice Alternativa Dreaptă? Pentru că acest concurs, inclusiv până în acest moment, a fost finanțat exclusiv de mine. Adică premiile pecuniare vor fi oferite de mine, cu o promisiune de a primi ceva de la Centrul Kirk, aproximativ 20%. Precizez că premiile sunt alcătuite și din niște cărți. Cele în limba engleză sunt trimise la Centrul Kirk din SUA. Cele în limba română sunt tot găsite de mine și achiziționate. Doresc să mulțumesc și domnului Uncu pentru prezența din seara aceasta, precum și celorlalți vorbitori care s-au mai perindat pe aici și membrilor juriului. Poate știți, poate nu știți, câștigătorii au fost desemnați de 6 personalități autohtone. O să-i precizez aleatoriu. Domnul Neamțu, Mihai Neamțu, domnul Teodor Baconschi, domnul Ioan Stanomir, domnul Vlad Mureșan, domnul Teodor Paleologu și colegul meu de la Institutul Xenopodiniaș, domnul Alexandru Gavriș. Eu nu o să vorbesc foarte mult despre principiile lui Kirk. Îl voi lăsa pe domnul Uncu să vorbească despre asta. Eu, în schimb, o să, înainte de a prezenta și a anunța câștigătorii, o să prezint câteva impresii despre cum am fost marcat de faptul că l-am cunoscut prin scrieri pe Russell Kirk. Mă aflam întâmplător într-una din librăriile din București și am luat în mână singura traducere a lui Kirk în limba română, Imaginația morală. Nu știam cine este autorul și dacă printre cei care contribuiau la realizarea volumului nu s-ar fi aflat două nume cunoscute, nu aș fi cumpărat niciodată acel volum și nu aș fi aflat probabil niciodată sau nu l-aș fi cunoscut într-atât cât cred eu că l-am cunoscut citindu-l pe Kirk. Cele două nume sunt Sever Voinescu și Teodor Paleologu, sunt cunoscute mai tuturor, deci datorită lor, cumva, l-am cunoscut pe Kirk. Ei l-au introdus pe Kirk. Acum, scurte impresii despre cum m-a influențat Kirk, direct și indirect. Citindu-i câteva interviuri și articole la început, când am făcut cunoștință între mele cu el, la un moment dat povestește că a fost întrebat de doi studenți din anii 50 din Statele Unite ale Americii de 5 cărți pe care el le-ar recomanda. 4 dintre ele nu mi le mai amintesc, dar una mi-o amintesc și eu nu o citisem în momentul ăla. Este vorba de cartea lui Hayek, cum se servitude, și el preciza acolo, mărturisea în respectivul interviu, că acea carte, oricine citește acea carte, își va schimba toate ideile ce le-a avut până atunci. Despre economie, despre politică, despre societate. Ulterior, am luat cartea și am citit-o, tocmai pentru că era recomandată cumva de Kirk. Și, într-adevăr, după ce am citit acea carte, mi-am dat, asta se întâmplă acum vreo 7-8 ani, mi-am dat seama că 90% din ceea ce credeam eu că știu despre societate este cumva eronat sau încadrat eronat. Bănuiesc că cei mai mulți dintre voi în această sală am încredere asta că
cel puțin măcar ați citit un rezumat al acestei cărți al lui Hayek. Dacă nu ați făcut-o, o recomand. O a doua impresie, destul de vie, pentru că încă recitesc respectiva carte, este evident tot despre o carte recomandată de Kirk, cumva, prin stilul lui istoric. Eu, la bază, sunt istoric. Și Kirk, printre altele, a fost și el istoric. Și, conform anumitor teoreticieni ai istoriei, ar fi încadrat cumva pe linia istorică a Sfântului Augustin. În momentul în care am citit respectiva precizare, respectiva încadrare, nu înțelegeam foarte multe. Nu vedeam legătura, nu îmi dădeam seama de stil, de direcție. Ulterior, m-am apucat să citesc Confesiunile Sfântului Augustin. Și, într-adevăr, cine citește pe Sfântul Augustin, Confesiunile sale, și cine citește pe Kirk, își dă seama că există o legătură, pentru că orice noțiune știută, orice sau despre care se crede că este știută, precum Sfântul Augustin în Confesiunile sale, așa și Kirk încerca să descopere toate laturile problemei. Orice chestiune încerca să întoarcă din orice latură. În felul ăsta pare ceva banal, poate. S-au mai auzit asta. Este important, nu este important ce răspunzi. Important este ceea ce întrebi, întrebările pe care le pui, ca să ajungi la niște răspunsuri pertinente. În felul ăsta am găsit răbdarea să... Adineauri mărturiseam aici în față domnului Uncu și câștigătorilor, am avut răbdarea să citesc din memorii și interviuri ale unor personalități care pot fi încadrate de altă parte a baricadei, nu de partea conservatoare, și în continuare voi avea, sper să am, deocamdată cred că am răbdarea ca să pot să citesc și ceea ce scriu cei cu care eu nu sunt de acord. Repet, chestiunea pare o banalitate, însă în momentul în care încerci să citești ceva și nu prea ești de acord cu ideile de acolo, la un moment dat îți spui gata, știu. Și se lasă la o parte. Însă dacă se merge până la sfârșitul lucrării, articolului, textului, studiului, eventual dacă se mai parcurge după o anumită perioadă din nou, ies la iveală anumite profunzimi care la o primă lectură sau la o primă lectură incompletă niciodată nu ar fi evidente. Sau sunt crezute doar a fi evidente. Eu nu am vrut să mă plictisesc prea mult cu propriile mele trăieri legate de cărți. Astea sunt doar două. Bineînțeles, sunt, mai am, dar alea oricând. La o bere, la o cafea, în special la o bere, că eu sunt amator de bere. Și ca să nu mai tragem de timp, aș vrea să anunț câștigătorii. Și o să... Îi chem în fata, sunt în fata aici, o să chem pe rând.